Bună seara și bine ați venit! Ca de obicei la astfel de întâlniri, începem cu o rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-și numele Tău. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cerstă ființele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește și mântuiește. Bună seara și bine ați venit. Mulțumim Părintelui că a acceptat și că a și reușit să ajungă la liberia noastră. Cum bine știți, Părintele este foarte ocupat, este implicat în foarte multe proiecte și am să vă spun câteva cuvinte despre Sfinția sa înainte de a începe. Este licențiat în matematică și teologie, are master în psihologie, teologie și fizică teoretică și doctorat în filozofie. Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă și realizează și moderează emisiunea Lumina Celui Nevăzut la Trinitas TV. Sigur, mai este coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie și Știință a Fundației Solidaritate și Speranță și mai face multe altele, dar o să ne oprim aici. De aceea, i-am pregătit o temă extrem de solicitantă și generoasă, aș putea spune, iubirea și bucuria, măsura sănătății. Deci, Părinte, o să vă rugăm să tratați această temă din punct de vedere teologic, medical, emoțional, duhovnicesc și din câte alte puncte de vedere doriți dumneavoastră. Părintele ne-a anunțat că stă doar până la 8, de asta l-am și rugat să fie atât de scurt. Iar pe dumneavoastră o să vă rog să-i pregătiți întrebări, eu i-am pregătit deja. Dar cum Părintele de fiecare dată spune că stă o oră și stă 4, să sperăm că o să reușim să răspundem la cât mai multe din întrebările pe care ni le punem legate de această temă. Deci, Părinte, ce înseamnă sănătate? Mulțumesc pentru invitație. Putem începe cu întrebarea aceasta. Mă bucur că sunt aici. Mă simt rău că stau jos, dar voi sta jos ca să fiu mai așezat. Dacă mă ridic în picioare, încep să fug cu cuvintele mele după ideile pe care vreau să vi le spun și s-ar putea să se transforme în ceva mult mai agitat. Sănătatea, e bine să începem de aici, cumva ajută întrebarea aceasta. Astăzi, multe din preocupările științelor medicale abordează sănătatea dintr-o perspectivă holistică sau integrativă sau integratoare. Multă vreme medicina a abordat suferința, boala sau moartea doar din perspectiva aceasta a trupului, a biologiei și s-a observat că focusându-se, concentrându-se foarte mult asupra suferințelor sau asupra afecțiunilor, pierde din vedere calitatea vieții. De fapt, cea mai bună prevenție în plan medical pentru a prelungi cât mai mult starea de bine, starea de sănătate, este o creștere a calității vieții. Și în ultima vreme există preocupări în medicina integrativă, în medicina holistică, cadre medicale care au specialități diverse în medicina alopată și care încet încet au pătruns în acest univers mai vast al vieții interioare, al vieții emoționale, al vieții spirituale, constatând că nu doar coordonatele fizice sau sensibile ale vieții contează pentru starea de sănătate, ci și mișcarea gândurilor noastre, emoțiile prin care trecem, viziunea despre viață, toate lucrurile acestea contribuie într-un fel sau altul, pe termen lung, la prezervarea stării de sănătate sau, dimpotrivă, la alterarea acestei stări de sănătate.
Și în felul acesta, cumva, medicina, științele medicale, vin în sprijinul abordărilor integratoare pe care teologia le-a avut întotdeauna, teologia creștină, mă refer, viața spirituală, în viziunea adevărului creștin, pentru că în antropologia noastră se afirmă că omul este trup și suflet și că viața trupului își are rădăcină în suflet și, prin urmare, tot ceea ce se întâmplă în suflet se răsfrânge în trup și aceste dezechilibre ale vieții sufletești se consolidează, se întăresc și, în ultimă instanță, se manifestă ca suferințe în plan biologic. De aceea, aceste încercări ale medicinei recente de a întregi viziunea despre om sunt salutate de teologie și acestea reprezintă și un motiv pentru care teologia și medicina astăzi se întâlnesc în foarte multe subiecte. Există două lucrări foarte bune cu privire la medicina integrativă, apărute destul de recent la noi. Andrew Weil este un autor englez, de fapt din Statele Unite ale Americii, de limba engleză, care a scris o carte cu un titlu compromițător, dar care, într-un fel, vorbește despre această medicină integrativă, Fericirea Instantanee, cred că se numește, la editura Curtea Veche. O altă lucrare foarte bună, Soluția Interioară, este a unui medic francez, Thierry Janssen, și el, specialist în medicină alopată, care încet încet a abordat tot mai mult viziunea aceasta integratoare despre om. Și sunt foarte multe aspecte care sunt luate în evidență, cel puțin în ultima lucrare, în Soluția Interioară, autorul vorbește despre corporalitate, despre kinestezie, despre mișcare, despre experiența muzicală, despre literatură, despre gestiunea gândurilor, despre control emoțional, despre schimbarea perspectivelor despre viață, acestea reprezentând coordonate esențiale pentru prezervarea stării de bine, a stării spre sănătate. Așadar, nu mai suntem în anii 90 sau în anii 80, când nutriționiștii spuneau suntem ceea ce mâncăm sau ceea ce consumăm. Astăzi, psihologul poate să spună același lucru despre ce mâncăm sufletește. Suntem ceea ce consumăm nu doar în plan biologic, ci și în plan experiențial. Experiențele ne conturează această stare de bine sau contribuie la tulburarea stării noastre de bine. De aici ar trebui plecat atunci când vorbim despre coordonate ale vieții noastre care ne ajută să ne apropiem de ceea ce avem în vocație să fim, de ceea ce suntem chemați să devenim, de fapt. Și celelalte două cuvinte cheie din titlul întâlnirii noastre arată întrezăresc cumva prin înțelesul lor destinația unde trebuie să ajungem și această destinație este iubirea și bucuria. Și atunci, dacă vom discuta împreună despre bucurie sau despre iubire, în mod cert vom prinde în discuție toate aspectele vieții noastre, pentru că așa cum am văzut în prima parte a acestei intervenții, sănătatea vizează toate planurile vieții noastre. Un om sănătos este un om care trăiește nu doar echilibrat și în bune raporturi cu mediul înconjurător, dar are aceste bune raporturi și cu semenii, și cu sine, și mai ales cu Dumnezeu. Pe de o parte, astăzi avem o dificultate în a discuta despre lucrurile acestea și în a înțelege lucrurile acestea și asta din cauza faptului că mediul în care trăim s-a schimbat foarte mult. Cred că toate incursiunile creștine
cu privire la viață, la sens sau la existența noastră, ar trebui să înceapă de la constatarea aceasta. Unde suntem de fapt astăzi? În ce viață trăim? În ce lume ne mișcăm? Pentru că coordonatele lumii în care suntem ne afectează foarte mult reprezentarea noastră despre lume, despre viață sau raporturile mele cu adevărul. Și e bine de fiecare dată când ne facem o analiză a vieții noastre să nu ne judecăm doar în raport cu mersul lumii. Pentru că aici am putea sta destul de bine și să ne judecăm pe noi înșine și în raport cu ceea ce ar trebui să fim și cu ceea ce ar trebui să fie lumea. Pentru că lumea se mișcă foarte repede, uneori pe direcții sau în albii care nu-i sunt firești, dar care devin normative pentru că sunt practicate de o majoritate. Și atunci ar fi bine să constatăm aceste schimbări profunde care ne afectează și în maniera în care înțelegem bucuria și în maniera în care căutăm iubirea ca experiență a deplinătății acestei vieți. Și astăzi foarte multe lucruri s-au schimbat și nu o să trecem în revistă aceste lucruri, ar fi cu neputință, dar putem face un diagnostic sumar și eu spun cuprinzător asupra modificărilor fundamentale de coordonate ale vieții. Există o distanță foarte mare a omului față de mediul înconjurător. Natura este mai puțin prezentă în viața noastră, de aici un anumit dezechilibru. Un dezechilibru nu doar psihosomatic, pentru că ne mișcăm mai puțin și avem parte de mai puțină natură, dar este și un dezechilibru psihologic, pentru că suntem privați de stimuli extraordinare ai naturii înconjurătoare, cum sunt cântul păsărilor sau susurul unei ape curgătoare. Lucrurile acestea ne lipsesc mai mult decât avem noi impresia. E adevărat că oamenii se pot adapta la orice, dar asta nu înseamnă că realitatea la care s-au adaptat este una care este confortabilă sau terapeutică. Și între noi și natura înconjurătoare s-a interpus tehnica, spectacolul de televiziune și foarte, foarte multe lucruri. Avem lucruri care ne rețin atenția. Simțurile noastre poposesc în ele, admirația noastră se oprește în ele, dorințele noastre sunt legate de ele, mișcarea noastră, eforturile noastre sunt toate orientate spre această lume sensibilă, construită de om, e o lume artificială. Orașul cu toate luminile lui, obiectele care sunt puse în vitrine și toate acestea ne populează universul simțurilor noastre și a gândurilor noastre. În al doilea rând, s-a instaurat o distanță între oameni și semenii lor. Astăzi această relație interpersonală are de suferit pentru că majoritatea comunicării o facem prin interfețe digitale. E adevărat că putem comunica cu mai multă lume, sfera interacțiunilor noastre interpersonale s-a lărgit foarte mult, putem vorbi cu cineva de pe alt meridian cu mare ușurință, dar calitatea relațiilor interpersonale a scăzut foarte mult și aceasta tocmai pentru că ne lipsește prezența celuilalt și ne lipsește un anumit mediu care să faciliteze adâncirea relațiilor noastre. Poate că numeric avem mai mulți prieteni decât aveau bunicii noștri, pentru că avem această capacitate de a întreține comunicarea cu foarte multe persoane, dar avem parte de relații mai sărace, tocmai pentru că o cantitate sporită de relații interpersonale slăbește profunzimea lor. Nu putem să avem foarte mulți prieteni și să fie și relații profunde în același timp, pentru că profunzimea are nevoie de timp și de o anumită disponibilitate a interiorității noastre de a ne împărtăși celuilalt și de a primi împărtășirea lui către noi. Ori într-o viață grăbită, în viteza aceasta a evenimentelor de astăzi, e foarte greu să cultivăm adâncimile. Și atunci avem parte de relații superficiale. Și în termen de sinceritate sau de profunzime, practic, distanța dintre noi și semeni a crescut. Asta e paradoxal într-un fel, pentru că dacă ne uităm în orașele mari,
aglomerațiile teribile din stațiile de metrou sau din supermarketuri ne arată că noi avem o distanță tot mai mică față de semeni. În lift este o înghesuială mai mare decât într-un târg de sat. Dar cu toată această proximitate fizică, există o distanță morală tot mai mare. Apropierea fizică de cineva nu înseamnă nici pe departe. Dimpotrivă, sunt autori care avertizează că atunci când în orizontul nostru psihologic o persoană se interpune prea apropiat, ea de fapt ne solicită o reacție și în interioritatea noastră noi suntem tot mai puțin dispuși pentru o relație profundă, atâta vreme cât orizontul nostru este populat tot mai mult cu persoane, cu indivizi pe care noi cunoaștem. Și aici sociologia face o radiografie amară a orașelor, spunând că ori avem parte de dușmani, ori avem parte de străini, ori avem parte de necunoscuți. Străinul, necunoscutul și dușmanul sunt trei dintre ipostazele semenului nostru în orașele mari, pentru că nu ne putem împrieteni cu toată lumea. De fapt, biologia și psihologia noastră și orizontul vederii noastre și încăperile sufletești pot cuprinde într-o viață normală câteva zeci, câteva sute de figuri pe care să le simțim familiare. De asta e foarte greu pentru cineva să se integreze într-un oraș care are 2 milioane de locuitori și să simtă parte din această cetate. E prea mare cetatea. Avem nevoie de unități administrative mai mici în care să ne simțim acasă. Și aici parohia, biserica de zid și locul unde se întâlnesc parohieni în viața spirituală a bisericii este o familie excelentă care realizează interfața între familia mea și familia aceasta prea mare a comunității rurale sau urbane în care uneori trăim. Sunt sate care au 4-5 mii de locuitori și aici este un număr prea mare. Comune care arată ca un mic oraș și e foarte greu să ne simțim familiari în aceste comunități și avem nevoie de o experiență a parohiei, a comunității de rugăciune unde să ne simțim înconjurați de cunoscuți și atunci trecerea noastră de la nivelul personal la nivelul acestei comunități mai mari se face mai ușor. Deci există această distanță între noi și semenii noștri, care alterează într-un fel relația noastră cu lumea și modul în care înțelegem viața. După aceea există o distanță a omului față de sine însuși. Este o altă distanță instaurată de cultura și de trendul civilizației noastre. Oamenii se întâlnesc tot mai rar cu ei înșiși și asta din cauza că avem tot mai multe activități de tip cognitiv care ne păstrează ocupați cu cele din afară. Avem, nu-i așa, relații cu tot mai multe persoane în legătură cu care dezvoltăm tot felul de procese de meditație, de analiză și datorită acestor conținuturi multiple care vin din afară în noi și ne solicită răspunsuri, noi avem tot mai puțină disponibilitate pentru a ne orienta spre noi înșine. Și aici e dificil pentru că funcțiile care vizează cunoașterea interiorității noastre nu sunt exersate într-un exercițiu de cunoaștere comun. Atunci când cineva explorează natura înconjurătoare și folosește tot mai bine lupa și descrie tot mai minuțios aceste lucruri pe care le observă în jur, perfecționarea lui în cunoașterea lumii nu înseamnă o capacitate tot mai mare a lui pentru cunoașterea de sine. Cunoașterea sinelui este un tip de cunoaștere diferit de cunoașterea unui obiect din afară. Cel mai apropiat ca experiență în cunoașterea sinelui este cunoașterea unei persoane, a unei alterități. Dar în expertiza mea câștigată de pe urma explorării unui lucru, eu n-am de câștigat în cunoașterea de sine. Atunci când e vorba de sine, putințele mele de cunoaștere se contorsionează într-un fel nou. Ele nu pot să-și folosească experiența anterioară de pe urma explorării lucrurilor ca să poată crește în abilitatea de a cunoaște sinele.
Și această cunoaștere de sine are nevoie de foarte multe alte condiții ca ea să se poată îndeplini. Avem nevoie de un fel de vacanță în materie de stimulări din afară. Psihismul nostru, sufletul nostru trebuie să fie mai puțin agasat cu stimul din afară, cu spectacole, cu afișe publicitare, cu muzică, zgomot sau discuții superficiale. Avem nevoie de un mediu mai liniștit, de un habitat mai prielnic pentru această reflecție de sine. Lucru destul de greu de obținut astăzi. După aceea avem nevoie să performăm un anumit tip de lectură interioară. Noi nu știm să facem asta. Și am mai spus-o și cu alt prilej. Există o înstrăinare a omului față de sine. El nu se poartă pe sine ca un conținut pe care îl cunoaște. Noi aproape că nu ne știm pe noi înșine, nu ne cunoaștem potențialitățile. Nu știm fisurile în edificiul nostru interior, nu reflectăm la minusurile pe care le avem, la vulnerabilitățile pe care le avem, nu constatăm foarte adesea finitudinea noastră, failibilitatea noastră, faptul că putem cădea adesea. Nu reflectăm deloc, mai puțin, cu atât mai puțin nu reflectăm cu părere de rău la relele pe care le facem și atunci nu dezvoltăm un fel de întoarcere către noi înșine. Și de aici o anumită înstrăinare a noastră față de noi înșine. O chestiune foarte greu de dus. În spatele acestei situații de înstrăinare de sine stau rădăcinele multor afecțiuni. Depresia, anxietatea, toate poverile sufletește au o rădăcină aici. Nu ne supraveghem întru totul sau nici măcar în parte cu privire la mișcările acestea ale sufletului. Deci avem o distanță față de sine. Aș spune că până acum, dintre toate aceste distanțe față de lume și față de semeni, cea față de sine e cea mai gravă și e cel mai greu de recuperat. Și în fine, avem o distanță serioasă față de Dumnezeu. O distanță față de Dumnezeu care e foarte greu de regăsit câtă vreme nu reușim să calibrăm distanța față de lume, față de semeni și față de sine. Majoritatea persoanelor care au pierdut dimensiunea spirituală a vieții au pierdut-o pentru că nu o pot regăsi întrucât s-au îndepărtat și de natură și de semeni și de sine. Oamenii care rămân apropiați de natură, de semeni și de sine resimt nevoia prezenței lui Dumnezeu. Dar atunci când ne îndepărtăm și de lume, de oameni, în sensul acesta, și de natura înconjurătoare, ca o carte trimisă de Dumnezeu pentru noi, și ne descoperim și plăceri în afară, care ne îndepărtează de noi înșine, e foarte greu să redescoperim adevărata dimensiune spirituală a vieții și nevoia de Dumnezeu. De fapt, prezența lui Dumnezeu în viața noastră de multe ori se face simțită prin semenii noștri care ne iubesc și ne ajută. Prezența lui Dumnezeu ca bine al tuturor bunelor și dăruitorul acestei vieți minunate se vede foarte mult în această natură frumoasă pe care ar trebui să avem ochi să o privim. Și, de asemenea, Dumnezeu se vede și se întrevede atunci când cineva coboară în El însuși, pentru că descoperă încăperea ale sufletului său de o frumusețe și de o adâncime pentru care El nu este responsabil. Când cineva coboară în El însuși, vede că El nu-și aparține. Altcineva m-a zidit așa. Este o interioritate pe care eu nu o pot controla. Nu pot cunoaște, cineva trebuie să mă ia de mână și să mă introduc în universul meu interior, altminte rămân complet necunoscut pentru mine însumi. Și nu numai că nu mă pot cunoaște pe mine însumi, dar nici nu mă pot vindeca. Și aici iarăși am situația aceasta de viață în care, întâlnindu-mă cu mine și cu suferințele mele, îmi dau seama că numai Dumnezeu mă poate salva. Dar atunci când ne îndepărtăm și de natură, și de semeni, și de noi înșine, prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu mai este o urgență, nu mai este o necesitate, nu mai este un fapt decisiv sau vital. Și atunci putem trăi tot mai bine, ancorându-ne în această lume plină de oferte și cu tot mai puține nevoie de a le depăși pe acestea.
Acesta e contextul în care ar trebui să discutăm despre iubire și despre bucurie. Și mai e ceva care e foarte important. Michel Foucault, într-o lucrare teribilă, extraordinară, Hermeneutica subiectului, publicată la editura Polirom, vorbește despre îngrijirea de sine, despre purtarea de grijă a sinelui, despre atenția la sine, despre supraveghere, despre tehnici spirituale, despre exerciții duhovnicești, așa cum ele au fost identificate în filozofia antică și în literatura patristică de factură filocalică. Și el constată cu foarte mult adevăr că modernitatea s-a instaurat în viața noastră atunci când subiectivitatea și-a schimbat raporturile sale cu adevărul. Avem un alt raport cu adevărul. În trecut, subiectivitatea, în speță fiecare persoană, avea conștiința faptului că ea nu este pregătită pentru adevăr. Că adevărul e undeva mai sus de planul vieții ei obișnuite. Că adevărul nu e o realitate pentru care sunt deja calificat. Adevărul presupune un anumit efort al meu și o anumită lepădare de ceea ce sunt acum. Trebuie să fac un anumit efort de părăsire a acestei vieți și de intrare într-o nouă viață prin exercițiul ascetic sau prin travaliul nevoințelor. Și în felul acesta, părăsind ceea ce sunt și rămânând încordat în travaliul meu, eu încet, încet încep să mă calific pentru această realitate numită adevăr, schimbându-mi în integralitatea ei viața, transformând ceva profund în viața mea. Asta era modul prin care anticii și mai apoi creștinii, cu ceva deosebiri, înțelegeau raportul dintre subiectivitate și adevăr. Creștinismul a introdus o nuanță în plus. Nu e vorba doar de părăsirea aceasta a omului vechi și de intrarea într-o viață nouă, ci e vorba de o golire de sine reală și de ajungerea într-o situație în care altul să trăiască în mine și acel altul este însuși Hristos. Și viața mea este de fapt o îmbrăcare cu o persoană prin botez. Așadar, omul nou trăiește o altă viață. Este viața pe care Hristos o instaurează prin învierea Lui și care nouă ni se dă, acum ni se împărtășește în fiecare zi, prin botez și prin Sfintele Taine. E foarte important lucrul acesta pentru că, din punct de vedere creștin, noi nu beneficiem de învierea Lui Hristos doar la sfârșitul veacurilor. Dacă ar fi aceasta, atunci travaliul duhovnicesc al acestei lumi ar fi inutil. Dar teologia dogmatică ne spune că noi beneficiem de învierea lui Hristos prin botez, căci botezul nostru este îngroparea omului vechi și nașterea omului nou, așa cum Hristos s-a îngropat în mormânt, a fost îngropat în mormânt și a înviat cu această viață nouă. Viața lui nouă de după înviere este împărtășită nouă aici prin botez și prin Sfintele Taine. Deci nu este vorba doar de a părăsi un om vechi sau obișnuințe vechi și de a lua alte obișnuințe noi. În creștinism, chestiunea aceasta capătă conotații ontologice. Noi suntem chemați la o altă viață. Fără amendamentul acesta, totuși Michel Foucault observă un lucru foarte corect, că modernitatea înseamnă schimbarea raporturilor dintre subiectivitate și adevăr. Dacă în trecut exista această raportare existențială la adevăr, eu nu sunt calificat pentru adevăr, pentru că viața mea nu mă califică și trebuie să fac modificări serioase în fundalul vieții mele ca să pot accede la adevăr. Eu nu sunt pregătit să înțeleg adevărul, pentru că am un stil de viață în care emoțiile mele, gândurile mele, obișnuințele mele, simțurile mele nu sunt calibrate, ci sunt împătimite și mă fac orb la acest adevăr și trebuie să le schimb întrebuințarea ca să pot întrevedea adevărul, în modernitate lucrurile se schimbă. În modernitate oricine este calificat deja să înțeleagă adevărul.
și adevărul se predă la catedră. E vorba despre realitățile științifice despre lume, câteva opinii filozofice despre viață și toate lucrurile acestea le putem primi în integralitatea lor doar dacă stăm pe scaun și suntem atenți la ce ne spune profesorul. Despre adevăr se pot scrie cărți, cineva poate să învețe, adevărul îl poate toci, îl poate reproduce și tocindu-l și reproducându-l și primind note pentru acest adevăr pe care îl împropriază, el îl deține. Și oricine este atent și deprinde o limbă și citește câteva cărți și termină o școală, știe deja adevărul. E adevărat că nu e un adevăr atât de puternic, existențial, care să-mi dea un sens. Nu e un adevăr care să-mi răspundă la aceste întrebări. Dar nu mai avem o ființă care să pună aceste întrebări, spune Michel Foucault. Și atunci, modernitatea înseamnă o altă subiectivitate, un alt adevăr și o altă raportare la acest adevăr. Subiectivitatea nu mai caută un adevăr de plin care să vorbească despre sensurile vieții, nu există așa ceva. Adevărul nu mai este un plan foarte înalt al existenței, așa cum era în Antichitate, sau o persoană, așa cum mărturisește creștinismul, pentru care eu trebuie să fac eforturi existențiale de curățire, de despătimire, ca să pot intra în comuniunea cu el, ci adevărul este o sumă de cunoștințe depozitate în cărți. Și raportarea mea la adevăr nu mai presupune un efort existențial, ci doar un efort cognitiv, eventual în niște instituții, abilitate, certificate, care să-mi poată da calificativele necesare, care pot dovedi că eu știu ceva. Ei bine, acesta este contextul în care vorbim despre iubire și despre bucurie. Pentru că iubirea și bucuria sunt stări de spirit. Sunt condiții ale vieții, nu sunt reproductibile prin cuvinte, nu pot fi povestite în așa fel încât să le epuizăm. Și ar fi un risc foarte mare să vorbim despre aceste realități. Dar într-o lume în care cognitiv ne-a mai rămas să ne raportăm la adevăr și doar prin această notare prelungită a unor cuvinte de duh mai avem o relație cu adevărul, nu ne rămâne decât să vorbim despre unele realități, de data aceasta bucuria și iubirea, care sunt prin excelență trăite. Nu cred că există o rătăcire mai amară a culturii noastre ca aceea a preocupării pentru a vorbi despre. Pentru că sunt realități care trebuie experiate deja. Și în această sete de cuvânt pe care generația noastră o are, sunt nenumărate conferințe, sunt nenumărate cărți, sunt nenumărate lecturi pe care le facem și în continuare trăim o viață cu un deficit de fond al spiritualității noastre, se vede modul cum omul orbecăie după viață căutând-o cognitiv. E un eșec. Viața se trăiește, nu se caută cognitiv. Ea nu e ascunsă în cărți. Ea e ascunsă în experiențe vii, în întâlnirea cu persoanele. Nici în Scriptură nu e ascunsă viața. Viața e în Hristos, Scriptura ne vorbește despre asta. La teologie dogmatică vorbim despre cheile lingvistice în care ne putem pierde atunci când vorbim despre adevăr. Sfânta Scriptură este adevărul. Nu, este o carte despre adevăr. Adevărul se descoperă în cuvintele Scripturii, dar nu e cuprins acolo integral, pentru că se dă pe sine și ca euharistie. Și atunci realitățile acestea, adevărul, bucuria, iubirea, trebuie trăite. Cu cât vorbim mai mult despre ele, cu cât citim mai mult despre ele, punem în paranteză șansa de a ne arunca în valurile vieții și de a le trăi, cu riscul de a le trăi poate puțin nepotrivit la început. Dar repet cuvântul acesta pe care l-am auzit la cineva și îmi spune ceva foarte profund despre noi, orice virtute începe cu falsa virtute, atunci când începem drumul duhovnicesc,
primele încercări nu ne ies, dar trebuie să insistăm, pentru că însăși experiența încercărilor ne califică mai apoi să le facem potrivit. Deci, dacă ne uităm în internet sau în fondul de carte care se publică, vedem că există o căutare și o explorare a celor care vor să citească și a celor care vor să scrie prin cuvânt a acestor realități ale vieții. Și faptul că noi avem nevoie de tot mai multe cărți ca să facem un tot mai mic progres arată că suntem într-o cultură în care credem, într-un mod fals, că prin cogniții noi ne schimbăm viața. Dar, de fapt, despătimirea, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, este o chestiune care ține de modul în care noi lucrăm cu noi înșine. Și aici nu ține de cogniții atât de mult, ține de porunci. Sfântul Maxim Mărturisitor are un cuvânt foarte scurt și foarte profund. Filozofia creștinului stă în acestea trei. În porunci, în dogme și în credință. Poruncile despart mintea de patim, dogmele o învață să vadă înțelesurile celor create și credința îi descoperă contemplativ Sfânta Treime. Dogmele țin de lectură, dar ele sunt la mijloc. La început e despătimirea. Asta e o chestiune practică. Adevărat că putem citi o carte, să zicem, o filocalie, să ne învețe să luptăm pe teritoriul acesta al despătimirii, dar după aceea ea trebuie pusă în practică. De asta în trecut, părinții aveau nevoie de foarte puține cărți ca să trăiască. De ce? Pentru că își luau o carte, probabil explorau mai mulți autori, ajungeau să-și descopere una și spuneau, asta e călăuza mea. Și începeau să facă, practic, lucruri, așa cum scrie acolo. Poate că explorau, repet, autori până se întâlneau cu unul potrivit sufletului lor, dar după aceea erau însetați de faptă. Nu zăboveau prea mult în cuvânt. Astăzi avem acest deficit pentru că trăim într-o cultură marcată de cognitiv foarte mult. Și obișnuințele noastre de viață s-au schimbat pentru că suntem 12, uneori 14 sau 18 ani în școală și învățăm cognitiv lucruri și avem impresia că atunci când le stăpânim cognitiv noi le și posedăm. Dar de fapt noi nu posedăm lucrurile acestea, ci doar ceea ce practicăm. Profesorii sunt foarte expuși aici, pentru că profesorii sunt invitați să vorbească despre toate. Eu sunt plătit la Facultatea de Teologie să țin cursuri. Dacă m-aș ține de ceea ce spune Sfântul Grigore de Nazianz, ar trebui să vorbesc despre lucrurile pe care le trăiesc. Dar nu pot să fac lucrul acesta pentru că programul au făcut-o alții. Eu trebuie să vorbesc despre tot ce sunt plătit să vorbesc. S-ar putea ca într-o zi să nu fiu vrednic să vorbesc despre ceva, dar ora e trecută deja în program. Și atunci încet, încet ne obișnuim să vorbim despre, trecând în paranteze faptul că noi existențial nu suntem calificați pentru asta. Și a vorbi mult despre ține loc de a fi așa cum trebuie. Și vorbind mult, practic, ne consumăm energia existenței și timpul vieții noastre, care în mod normal ar fi mult mai bine folosit dacă ne-am străduit să fim. În felul acesta, vorbirea despre este un risc. Și e un avertisment. Lucrul acesta. Acum, dacă ar fi să ne oprim totuși la subiect, vedeți ce lungă e introducerea, pentru că e o distanță foarte mare de la viața noastră la ceea ce vrem să atingem prin discurs. Și e normal să refacem acest drum. Să nu contextualizăm e un risc, pentru că am putea vorbi despre niște realități pe care nu le avem, de fapt, în experiența vieții noastre sau le avem foarte puțin. Și acum, dacă ar fi să vorbim despre bucurie și despre iubire, sunt lucruri teribile pe care și explorarea științifică le-a scos la suprafață și reflecția filocalică le spune de asemenea. Și sunt câteva note pe care ar trebui să cumva să le avem în atenție și asupra cărora să reflectăm, pentru că ele ne descoperă ceva esențial despre bucurie și despre iubire.
Mai întâi, e semnificativ pachetul acesta de rezultate științifice care vorbesc despre bucurie. Bucuria în studiile despre fericire e foarte mult legată de altruism. S-a constatat, de exemplu, că oamenii sunt mai bucuroși atunci când dau puțin și dau ceva, decât atunci când dau mult și dau semnificativ. Dăruirea creează o stare de bucurie. Altruismul sau bunătatea, faptul că dăruim ceva, este intensificat dacă cel căruia îi dăruim este chiar în fața noastră. S-au constatat realitățile acestea prin experiențe foarte acurate, foarte detaliate, că starea de bine a unei persoane crește dacă el face bine unei persoane pe care o vede și nu face bine printr-un intermediar. Și aceasta pentru că există o răsplată emoțională pe care cel ce dăruiește o primește, văzându-l pe cel în nevoie că se bucură. Bucuria pe care o face se întoarce și face și lui o bucurie și realizează o conexiune socială. Conexiunea aceasta socială îi dă un sens suplimentar vieții lui. El trăiește cu mai mult bucurie pentru că s-a descoperit pe sine ca fiind folositor altuia. Pe de altă parte, sunt studii în organizații care arată că altruismul crește calitatea echipei, crește eficiența ei, îmbunătățește starea de sănătate, dă o stare de bine mai consolidată. Și e semnificativ modul în care ne bucurăm, pentru că există bucurii foarte costisitoare, la capătul unor eforturi foarte mari și există bucurii foarte accesibile, ascunse în lucrurile mărunte. Bucuriile ascunse în lucrurile mărunte sunt mai accesibile și ne hrănesc o stare de bine pe termen lung, spun rezultatele cercetărilor. Bucuriile costisitoare, care sunt la capătul unui travaliu foarte îndelungat, pot crea frustrări pe drum și pot întârzia foarte mult această bunătate care să ne recompenseze travaliul nostru și asta ne poate face mai puțin bucuroși și capabili de dăruire pentru alții. Rezultate de tipul acesta convin foarte mult spiritualității filocalice, pentru că în filocalie se vorbește despre simplitatea vieții. Atunci când cineva își diminuează dorințele, trăiește o stare de bucurie sau de mulțumire, care încet, încet începe să se hrănească din lucrurile mici. Tot aparatul nostru, tot psihismul nostru se recalibrează. Nu mai reacționăm extaziat la lucruri mari, pentru că nu mai avem acces la acestea, și încet, încet începem să fim capabili să ne bucurăm extraordinar de lucruri banale, cum ar fi un răsărit de soare sau o pădure liniștită. Pentru a descoperi bucuriile mărunte sau bucuriile mari din lucrurile mici, avem nevoie de o reorganizare a vieții. Trebuie să trecem dintr-un regim suprastimulativ într-un regim substimulativ. Suprastimularea senzorială este specifică orașelor, spectacolelor, jocurilor computerizate, realității 3D, muzicii la volum mare, culori, cromatică, suprafețe mari de marketing, publicitate și toate acestea. Substimularea senzorială înseamnă o viață simplă, liniștită, cu câteva coordonate care eventual se și repetă și încet, încet, privirea și simțurile noastre încep să descopere lucruri extraordinare. E ca atunci când cristalinul meu se decontractă sau se contractă și dintr-o privire în orizontul îndepărtat încep să privesc realitățile de aproape. Prima dată le văd în ceață, după aceea încep să le văd în detaliu. Și n-am nevoie să ajung la orizont ca să văd lucruri adânci, ele sunt chiar aici. Diferența dintre orizont și aici, dintre suprastimulare senzorială și substimulare senzorială, este diferența dintre fericire și mulțumire. Cine se simte mulțumit cu cât are, e fericit în fiecare zi. Cine dorește să fie fericit și urmărește ținte foarte serioase de tipul carieră, locuință, cetățenie americană, etc.,
aleargă gâfâind după aceste realități și este fericit foarte puțin timp. Și evident că după aceea fericirea lui ca nivel de bucurie și de stare de bine va scădea, pentru că nu are cum o existență omenească să aibă parte de hiperrealizări în fiecare zi. Persoana care se bucură de un copil, de un copac, de un pui care plânge după mama lui și își găsește mămica și se gudură pe lângă ea și vede toate aceste realități, astea sunt zilnice. Și asta nici nu epuizează mecanismele noastre psihologice ca să ne aducă într-o stare depresivă pentru că ne-am bucurat extatic, exagerat, pentru că nu sunt bucurii de intensitate mare. Bucuriile care sunt date de succesul în carieră, de succesele la loz în plic și de toate celelalte posibile succese, epuizează. O persoană care are parte de super bucurie în fiecare zi ajunge extenuată. De fapt, medicina, neuropsihologia, anunță chestiunea aceasta. O persoană care se bucură în fiecare zi, intens, foarte intens, își pregătește cu mânuța ei viitoarea depresie. E ca o stare în economie. O economie care crește, inflaționară, are o creștere teribilă, ea se pregătește, de fapt, de depresie economică. Așa e și cu psihismul nostru. El nu e calibrat să se bucure ieșit din comun în fiecare zi. Și de aceea, cei care caută fericirea, de fapt, fericirea aceasta împlinită prin ținte foarte înalte și ratează șansa de a se bucura de lucrurile mici, se pregătesc, de fapt, pentru frustrare, dacă bucuria aceea întârzie, sau de depresie, dacă bucuria aceea vine prea des. Despre iubire este iarăși impropriu să vorbim, pentru că este o stare de spirit, dar și aici avem foarte multe lucruri care deschid cumva reflexia către viața spirituală. Dacă atunci când vorbeam despre bucurie, Filocalia ne spune că aceste bucurii simple sunt lucrurile pentru care ar trebui să trăim în fiecare zi, și aici este tăierea împrejur a monahului care trăiește într-o viață foarte simplă, găsindu-și bucurii în plânsul interior, în constatarea frumuseții lui Dumnezeu, în reflectarea la înțelesurile unei cântări religioase și în meditațiile acestea legate de Dumnezeu și de înțelesurile pe care El le ascunde în câmpul vieții mele pentru mine ca hrană sufletească pentru fiecare zi, El își găsește toată bucuria. Și aici medicina și neuroștiințele, pe de-o parte, și Filocalia, de partea cealaltă, se întâlnesc. Aici, în cazul iubirii, iarăși avem parte de o întâlnire spectaculoasă între Filocalie și rezultatele din medicină. Sunt câteva rezultate în medicina recentă care studiază efectele dragostei asupra noastră. De exemplu, rezultate din 2013, publicate într-o revistă care analizează această interferență între spiritualitate și viața medicală, vorbește despre faptul că durerea acționează în creier, în centri în care acționează de obicei și analgezicele. De asta o persoană care iubește este mai rezistentă la durere. Cu cât iubim mai intens, cu atâta suntem pregătiți să suportăm mai bine, mai omenesc, suferința. Deci iubirea ne face mai puternici, deși iubirea este mai jertfelnică. Vedeți, aici este un paradox foarte interesant, că persoanele tari nu sunt persoanele care rezistă tentației de a dărui, ci sunt persoanele care dăruiesc chiar mai mult decât ar trebui. Și tăria se vede în această fragilitate a ființei de a se lăsa consumată de ceilalți din bunătate. Asta ar putea să însemne la început sau printr-o lectură superficială o anumită slăbiciune. Dar de fapt în dăruire se vede bunătatea și tăria unei persoane. E un tâlc ascuns aici, pentru că Hristos când a făcut lucrarea aceasta de îndumnezeire a firii omenești la întrupare, s-a arătat ca un subiect personal foarte fragil. El a trecut prin supliciile acestea ale crucii, a fost
umilit cu scuipările și cu batjocura omenească și a răstignit trupul pe cruce și a trecut prin aceste suferințe. Și cineva care se uită la biografia, la viața lui Hristos, ar putea să fie cumva răscolit de faptul că nu așa se întărește firea omenească. Cineva care judecă un om tare în categoriile vieții noastre, îl vede drept, musculos, aspru, capabil să ia 10 la toate examenele, dormind puțin și muncind mult și rezistând, eu știu, jignirilor altora până la un punct, iar dacă totuși există o bătaie de joc prea mare, se poate riposta într-un mod bărbătesc încât să închidă gura celuilalt. Hristos a dat un model diferit de putere. El a fost foarte umil în toată abordarea lui și a suportat jignirile, pălmuirile și toate acestea, trecând prin supliciile acestea ale iubirii lui pentru oameni, fără să cadă din ea, din această dragoste. Și aici se vede, de fapt, iubirea care e tare și care își dovedește tăria prin faptul că nu cade, indiferent care sunt consecințele ei. Ei bine, rezultatele cercetărilor arată lucrul acesta, pentru că ele ne spun că atunci când o persoană este îndrăgostită foarte mult de o altă persoană sau trăiește starea aceasta de iubire față de Dumnezeu, fiziologia lui se schimbă și el este mult mai rezistent la durere. Mai există un rezultat foarte interesant care ne spune că deficitul de dragoste din copilărie, copiii când trăiesc în mijlocul familiei ar trebui să aibă parte de foarte multă dragoste din partea părinților, dar dacă totuși nu se întâmplă așa, se constată că nivelul oxitocinei în organism este mai scăzut și asta înseamnă o predilecție pentru comportament adictiv mai târziu. Cu alte cuvinte, cine nu este iubit în copilărie sau este neglijat de părinți, este vulnerabil la adicții mai târziu. Adicțiile în versiunile lor diferite, dependența de calculator, dependența de jocuri de noroc, de băuturile alcoolice, de fumat sau de celelalte. Deci rolul iubirii este teribil în fiziologia noastră. Și aici, de fapt, medicina vine în întâmpinarea teologiei spunând dragostea este parte din sănătatea noastră. O persoană iubită este o persoană sănătoasă și în termeni fiziologici. Tot așa cum atunci când iubim, noi de fapt, fără să vrem, certificăm sănătatea spiritului nostru. Cine iubește are un spirit sănătos, cine poate iubi este un spirit sănătos, are un suflet sănătos, pentru că însăși capacitatea de a iubi este o dovadă a sănătății. Că putem primi în interioritatea noastră pe altul și îl putem vedea pe acela mai bun ca noi și mai vrednic de dragostea noastră decât noi înșine suntem vrednici de grija noastră. Și rezultatele de acest fel ne arată că dragostea este o dimensiune foarte importantă a vieții. Dar dacă ne-am oprit aici, n-ar fi suficient, pentru că noi știm că în creștinism, suprema dragoste care organizează toate celelalte forme de iubire este iubirea față de Dumnezeu. Iar lucrul acesta este adevărat tocmai datorită faptului că prin prisma iubirii de Dumnezeu se organizează toate celelalte iubiri în așa fel încât ele să nu fie pătimașe. De aceea avem nevoie să-L iubim pe Dumnezeu mai întâi. Pentru că iubindu-L pe El mai întâi, această dragoste ne pune frână în a deveni împătimiți de orice și de oricine. Și numai atunci când nu suntem împătimiți de lucruri și de oameni, îi putem iubi ziditor. Dacă suntem împătimiți de lucruri, nu-i mai putem iubi pe oameni, iar dacă suntem împătimiți de oameni, nu-i mai putem iubi în perspectiva îndumnezeirii lor, ci iubim în perspectiva noastră. De asta dragostea față de Dumnezeu cumva este ecranul prin care trebuie să privim sau condiția existențială în care trebuie să fim, ca să putem iubi pe ceilalți în mod ziditor. Sunt foarte multe exemple care arată lucrul acesta. O mamă care își iubește excesiv copilul, dar totuși uneori Dumnezeu rânduiește acele experiențe dureroase copilului ei ca fiului risipitor.
pentru ca prin durerile lui copilul acela să se îndrepte. Dacă iubim pe oameni în perspectiva iubirii de Dumnezeu, noi putem privi aceste realități dureroase ca fiind uneori situații pedagogice pe care Dumnezeu le rânduiește și putem să-i compătimim, putem să suferim împreună cu ei, dar să nu negăm valabilitatea acestor suferințe. Cum ar putea o mamă să nege suferința unui copil sau legitimitatea ei, spunându-i, este nedrept ce ți se întâmplă. De fapt, n-ar fi trebuit să faci așa. Tu trebuie să răspunzi și să spui celuilalt și să-i faci și lui suferință, ca să nu rămâi mai slab. Sau să-l luăm pe cel care este în suferință și să negăm această realitate în care el este. Dar uneori sunt situații din viață pe care Dumnezeu însuși le trimite ca noi să ne îndreptăm. Și atunci o perspectivă spirituală asupra vieții ne ajută să depășim această iubire pătimașă pentru oameni, o iubire pătimașă care le dorește binele mai presus de binele pe care îl dorește Dumnezeu. Și în felul acesta putem să iubim într-un mod ziditor. De asta e foarte semnificativ și modul în care medicina se întâlnește cu teologia este iarăși semnificativ. Avem foarte multe locuri unde Sfinții Părinți vorbesc despre asta. Sunt texte care ne spun despre modul acesta al literaturii patristice de a întrevedea felul în care este posibilă iubirea. Sfântul Maxim Mărturisitor are un loc în care spune: oamenii vor putea să iubească pe semenii lor dacă nu iubesc nimic omenește. Tot ceea ce este omenesc, dacă iubim, nu mai putem iubi pe oameni. Și aceasta ne trimite la ce suntem noi. Dacă noi suntem cei care iubim erudiția, nu o să-i putem iubi pe cei fără școală. Dacă noi suntem cei ce iubesc bogăția, nu o să-i putem iubi pe săraci. Dacă noi suntem cei ce iubim cunoașterea sau cultivarea spiritului sau a simțurilor, o să-i putem iubi foarte greu pe cei pătimași, care sunt deja înfipți în lumea aceasta. De fiecare dată când iubim ceva omenește, omenesc, este modul nostru de a fi. Iubim omenește oamenii, iubim ceea ce ei au omenesc în ei. Depășim aceste planuri și ne îndepărtăm de lucrurile și de categoriile vieții, atunci putem să iubim pe oameni. Dacă noi nu ținem la averea noastră, la cunoștințele noastre, la statutul nostru social și nu iubim lucrurile acestea, ca unele pe care le-am agonisit vrednic și care cumva tot Dumnezeu ne le-a dat și pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, dacă nu facem acest lucru și ne debarasăm sufletul de toate aceste realizări temporare, noi începem încet, încet să-i putem iubi pe toți oamenii și pe cei care le au de asemenea, așa cum noi le avem, și pe cei care nu le au. Pentru că nu mai sesizăm diferențe dintre noi și dinși. De fiecare dată când iubim ceva în trecutul nostru sau în achizițiile noastre, noi stabilim o distanță între noi și toți cei care n-au această achiziție în palmaresul lor. De asta Sfântul Maxim Mărturisitor spune că cei ce nu mai iubesc nimic din ceea ce este omenesc, reușesc să ajungă să iubească pe oameni în mod deplin. Și aici, ca și în bucurie, și cu asta închei, una din trăsăturile fundamentale ale capacității noastre de a iubi este această înstrăinare de lucruri. Cu cât ne detașăm mai mult de lucrurile lumii acestea, de tiparele în care ea gândește, de formele ei de a recompensa, de posibilitățile ei de a crea notorietăți, celebrități, dacă ne îndepărtăm de aceste mecanisme compensatorii sau recompensatorii, noi începem încet, încet să ne debarasăm de această pătură vastă de simboluri trecătoare și să începem încet, încet să descoperim bucuria și iubirea pe care ne-o dă prezența celuilalt, ne dau prezența celuilalt. Și acest lucru este prezent în Filocalie, pentru că peste tot se vorbește despre înstrăinarea de lume ca putință a monahului, a ajutat foarte mult în demersul acesta de Dumnezeu și de experiența credinței și din poziția aceasta a celui înstrăinat de lucruri, situat departe de lume și de mecanismele ei, el poate să ajungă să iubească pe oameni într-un mod
care nu mai interferează nici cu lucrurile, nici cu realizările lui personale. Aș încheia făcând o radiografie atentă a ceea ce am spus. E foarte important când ne analizăm viața să nu uităm premisele de la care plecăm atunci când judecăm lumea în care trăim. E foarte important să ne analizăm pe noi înșine și să amendăm de fiecare dată setea cognitivă sau păruta liniște pe care o dă cititul cărților. E foarte important să trecem grabnic sau măcar din când în când să deprindem o sete de a înfăptui ceva, de a exersa ceva practic în solitudine, atenție, eu știu, asprimea vieții, mezonoptici, să facem ceva cu noi înșine, practic. Și de asemenea celelalte două, bucuria este foarte importantă și se descoperă prin altruism, iar dragostea de oameni presupune de fapt să ne îndepărtăm de dragostea de cele omenești, care merită uneori sau parcă merită stima noastră, eu știu, lauda și aprecierea noastră sinceră. Și atunci când depășim acestea, începem să descoperim pe oameni dincolo de realizările sau de nerealizările lor. Trebuie să vă mărturisesc, părinte, că ascultându-vă, mi-am dat seama că nu o să mă mai laud niciodată în public, că m-am pregătit. Pentru că mi-ați răspuns la toate întrebările. De aceea, îmi este destul de greu acum, dar am să încerc să fac un mic rezumat și o să încerc să-l fac pe mine. Deci, m-am îndepărtat de mine, da, de mine însămi, ca mișcare sufletească. Mintea mea prelucrează tot felul de informații din exterior, că spațiul urban este plin de tot felul de simboluri. Sunt mai puțin dispusă să am relații profunde cu oamenii. Având experiența internetului, mintea mea s-a formatat într-un anumit fel. Deci tot ceea ce a spus este foarte adevărat și dureros, aproape descurajant cumva, dar nu pot să-mi pierd nădejdea. Deci, de la acest nivel, care este primul lucru, prima mișcare pe care aș putea să o fac în descoperirea mea de mine însă și apropierea de Dumnezeu? Ca să ne schimbăm viața, trebuie să ne schimbăm obișnuințele, a spus cineva. Și lucrul acesta e verificat. Experiența monahismului, care e fixată bine în filocalie, arată schimbarea obișnuințelor ca punct de plecare pentru schimbarea vieții. Ar trebui să schimbăm obișnuințele. Ar trebui să scoatem cantitatea de spectacol, surplusul de senzorial, de zgomot, de superficialitate din viața noastră și încet, încet să populăm ziua cu experiențe autentice. Supravegherea de sine, care e foarte mult subliniată și desubliniată în literatura filocalică, e o chestiune care se deprinde foarte greu. E ca un mușchi în creier. Sunt neuroni care n-au lucrat niciodată chestiunea aceasta. Este o putință a sufletului care s-a inabilitat pe el prin întrebuințări străine de această supraveghere de sine și va fi foarte dificil să începem prin această atenție la noi. Probabil că într-o zi vom reuși să fim 2-3 minute atenți la noi înșine și peste o săptămână o să descoperim că în afara zilei de luni n-am mai făcut nimic în raport cu chestiunea aceasta. Și o să trebuiască să ne punem pe pereți, prin casă, amintirea faptului că ne pregătim să ne schimbăm, să luăm câteva citate din Filocalie sau din Sfânta Scriptură, să ne amintim că suntem chemați să ne înnoim viața, să mergem mai des la biserică, să ne rugăm mai mult. Există foarte multe posibilități de a face eforturi în direcția aceasta ca să umplem cu spirit momentele goale ale zilei. Și datele de ordin medical vin mult în ajutorul nostru aici.
pentru că există această realitate a neuroplasticității, a schimbării creierului pe măsura unei experiențe repetate, care arată că e posibilă schimbarea vieții la orice vârstă. Important este cantitatea de experiență pe care o introduc în viața mea, cu forța la un moment dat, dacă altfel nu se poate. Și această schimbare a obișnuințelor e foarte dureroasă, pentru că schimbând obișnuințele, noi ne creăm un disconfort foarte mare. Schimbarea obișnuințelor înseamnă un stres mai mare, pentru că obișnuințele acelea ne confortau destul de mult. Eram obișnuiți cu ele, cu poverile lor sau cu dulceața lor. Atunci când le scoatem, noi rămânem descoperiți. Nu avem niciun bandaj pe rănile pe care ne le provoacă lumea. Nu avem nicio recompensă, nu avem niciun moment de respiro, pentru că am scos și televizorul, am scos și calculatorul, le-am scos pe toate. Ce facem noi? Cum ne bucurăm dacă le-am scos pe acestea? Un timp e arid teritoriul acesta, atunci când scoatem obișnuințele rele, dar dacă le facem pe cele bune, noi redescoperim o dulceață și în cele duhovnicești. Numai că asta nu iese din primul, asta iese mai târziu. Asta tocmai din cauza faptului că simțurile noastre nu sunt pregătite să guste lucrul acesta. Și noi trebuie, de fapt, să ne recalibrăm simțurile, trecând de la simțurile acestea destinate lumii sensibile, la ceea ce spun Sfinții Părinți, la simțurile duhovnicești. Și începem încet, încet să descoperim că lectura dintr-o carte profundă ne poate da o stare de bucurie, de edificare, care poate să se prelungească o zi, două, și care poate să fie însămânțată în toate momentele moarte ale zilei, în tramvai, la metrou, așteptând un prieten, sau în răstimpul dintre două ore, pot să mă gândesc la ceva foarte adânc, din care am început să mă hrănesc și ieri, și alaltă ieri, și din care mă pot hrăni și astăzi, pentru că acel bine, acea stare de edificare nu s-a sfârșit. Și puțină lectură bună ne poate hrăni sufletește toată săptămâna. Dacă noi ne obișnuim nu doar să acumulăm cogniții, ci mai ales să reflectăm la ceea ce am acumulat. Pentru că devenirea interioară a persoanei nu se face prin depozitul de informații, ci prin reflectarea la ele. Acesta e și principiul de training, de experiențe structurate de învățare. Formarea este dată de experiență și de reflectarea pe marginea experienței. Simpla experiență nu mă schimbă. Simplul depozit de cogniții nu mă schimbă. Ce mă schimbă este reflectarea la experiența prin care am trecut, respectiv la cunoștințele pe care le-am dobândit de pe urma unei pagini dintr-o carte, pentru că exact în reflectare se petrece însămânțarea a ceea ce am dobândit în ființa mea. Reflectarea este podul prin care o experiență trece din lume în ființa mea. Ea este podul prin care cogniția ajunge să fie în ființa mea stare de spirit sau mod de a fi. Cogniția e la un plan și ființa e la altul. Și fără reflectare eu nu reușesc să întipăresc în însăși ființa mea o schimbare. Și atunci reflectarea la sine sau analiza aceasta de sine sau atenția la sine, atentă la tot ce se petrece în ea în legătură cu ceva dumnezeiesc, produce aceste schimbări. Vedeți că este o deosebire foarte importantă pe care o remarc cu unii autori între cunoaște-te pe tine însuți și ai grijă de tine însuți. Cunoaște-te pe tine însuți era cumva imperativul filozofiei antice. Persoana era chemată să se cunoască pe ea. Imperativul tradiției iudeo-creștine este ai grijă de tine însuți, îngrijește-te de tine, poartă-ți de grijă, supraveghează-te. Ei, aici nu vizăm o cunoaștere de sine pentru că noi nu putem să o realizăm. Nouă ni este descoperit acest sine, adică ce suntem noi în potență, de către Dumnezeu care ne arată către ce suntem chemați. Noi mai întâi îl descoperim pe Dumnezeu și după aceea pe noi înșine. Dar ce trebuie să facem cu noi este să ne luăm în supraveghere, să fim cu luarea minte la noi înșine.
De asta la Sfântul Grigore Sinaitul, una din primele lucrări după tăcere și înfrânare este supravegherea de sine. Trebuie să tac, să nu vorbesc, pentru că a vorbi înseamnă a nu mă lua pe mine în atenție. Trebuie să mă înfrânez, pentru că de fiecare dată când sunt desfrânat, eu sunt aruncat în afară, urmărind ceva din afară ca să consum pentru plăcere. Și dacă sunt și tăcut și înfrânat, toate puterile mele sunt orientate către mine, deci pot să încep să mă supraveghez pe mine. Și e interesant că Sfântul Grigore Sinaitul, Filocalia 7, pune aceste trei lucrări alături de îndelunga răbdare și de smerenie ca fiind cele care pregătesc o stare potrivită în care să mă rog. Noi neglijăm aceste indicații ale vieții filocalice, vorbim despre faptul că trebuie să ne rugăm oricând, oricum să ne rugăm. E adevărat că rugăciunea ajută de fiecare dată, Dumnezeu vede strădania noastră. Dar atunci când putem să administrăm mediul în care trăim și să ne pregătim sufletește pentru rugăciune, tăcând, înfrânându-ne, supraveghindu-ne pe noi înșine, smerindu-ne întrucât pomenim relele pe care le-am făcut, și stând așa cum de lungă răbdare în starea aceasta contorsionată în noi înșine, atunci rugăciunea e mai puternică. Părinții au fost foarte atenți la lucrul acesta, că sufletul se poate ruga, buzele și mai repede. Dar nu orice stare interioară este una benefică și folositoare pentru deprinderea acestei rugăciuni. Deci, supravegherea de sine este foarte importantă. Și noi putem începe o schimbare de sine dacă ne luăm călăuză o carte foarte bună pe care nu ne propunem să o citim pentru un transfer cognitiv de informații, ci ne propunem să o practicăm. Și e vorba de o carte cum ar fi Filocalia, Pelerinul Rus, deși aici este o excepție și e foarte greu și riscant să luăm ad literam ce s-a întâmplat în viața Pelerinului Rus, pentru că nu e o metodă recomandată de Sfinții Părinți în mod obișnuit. Dar în tot cazul, cărți care vorbesc despre modul în care noi putem pune în practică poruncile. Și prin despătimire creăm, de fapt, spațiul acestei reflectări la sine. De ce părinții nu și-au pus problema mai întâi a unei reflecții de sine, ci mai întâi au luat în atenție despătimirea? Pentru că despătimirea înseamnă, de fapt, curățirea simțurilor mele de aceste asalturi ale lumii în raport cu puterile mele. Și trebuie mai întâi să scot lumea din mine ca să pot să reflectez la mine. Sfântul Ioan Scăraru spune că iubirea de Dumnezeu îi premerge despărțirea de lume. Mai întâi trebuie să mă despart de lume ca să pot să-L iubesc pe Dumnezeu. Și în sensul acesta spuneam de schimbarea obișnuinților. Scoatem lumea din experiența noastră, nu de tot, ci în parte. Și prezervăm în programul nostru zilnic o oră sau două de tăcere, de absența stimulilor, a conversațiilor superficiale, a televiziunii, a entertainmentului, și stăm cu noi înșine. Va fi foarte disconfortant la început. Stăm cu noi și cu o carte și atât. Și reflectăm la niște conținuturi duhovnicești de pe urma unei cărți. Și reflectăm iar și iar și vedem ce am putea face ca noi înșine să punem în practică lucrul acesta. Răspundem cu mai mare luciditate și atenție la cerințele celor din jur. Una este să-l ajut pe fratele meu sau pe mama mea, dăruindu-i ceea ce a cerut, și alta este să-l ajut într-un mod maximal, fiind prezent în viața lui, întrebându-l ce îi lipsește, încercând să empatizez cu el, străduindu-mă să mă golesc de mine și de gândurile mele atunci când sunt în fața lui. Să fac aceste eforturi de maximizare a întâlnirii mele cu oameni. Asta este un alt mod de a face loc experiențelor autentice și de a ne goli de lume. Atunci când cineva mă sună, să nu vorbesc dacă sunt angajat într-o altă relație, și în momentul în care sunt liniștit să dau un telefon și să fiu prezent acolo, să nu vorbesc la telefon uitându-mă la televizor, să încerc să fiu prezent în ce sunt, în ce fac. Și încet, încet vom fi mai pretențioși cu noi înșine. O să fim mai atenți și o să ne dăm seama că sunt foarte multe momente superficiale. Nu avem nevoie de o viață profund schimbată în tiparele ei mari.
trebuie să ne lăsăm de serviciu, să ne mutăm în munți ca să dobândim o mică viață interioară. Pentru că de-a lungul zilei există foarte multe momente moarte. Și acelea pot fi populate cu viața interioară. Dar pentru asta trebuie să avem la ce să reflectăm. Isaac Siru are o lucrare teribilă, Cuvânt către cei însingurați, unde la cuvântul 10, lucrarea este la editura de Isis, este în traducerea părintelui Ioanică Junior, la cuvântul 10 vorbește despre teme de meditație pe care oamenii le pot lua de-a lungul zilei și să mediteze la ele atunci când nu se pot ruga. Vedeți, părinții filocalici au indicat lucrări ale minții altele decât rugăciunea, pentru că au fost conștienți că noi nu ne putem ruga tot timpul. Atunci, decât mintea să zburde în conținuturi care n-au nicio relevanță, atunci când ea nu se poate ruga, să-i dăm ei o lucrare vrednică la care ea să fie atentă și în conținuturile căreia a acestei lucrări, mă refer, să fie Dumnezeu prezent. Și ce spune el în cuvântul 10, Isaac Siru? Dă exemple de lucrări interioare. Ce frumoasă-i virtutea prietenului meu. Eu nu reușesc să fiu atât de bun ca el. Și e blând cum eu nu sunt, și e bun cum eu nu sunt. Și contemplu virtutea în celălalt și văd ce frumos îl face. Sau ce urâtă-i patima mea, cum mă urățește ea pe mine, cum mă face egoist, cum mă pândește în fiecare zi. Și trebuie să fiu atent la asta, să mă curățesc de dânsa, să lupt mai bine cu ea. Ce frumoasă e lumea făcută de Dumnezeu, ce complexitate extraordinară a pus Dumnezeu în lumea aceasta, încât în fiecare zi merită să-L slăvim pentru fiecare lucru mărunt care se întâmplă. Ce mare e bunătatea lui Dumnezeu și ce răbdare a arătat El pe cruce și cum a venit El la noi ca om ca să ne spună toate lucrurile acestea folosind cuvintele noastre. Și ce bunătate este în jertfa Lui și în Euharistia care se dă fiecărui om. Și ce șansă extraordinară avem noi ca să trăim o viață nouă. Și Isaac Siru ia foarte multe exemple care arată că mintea nu poate să stea la rugăciune tot timpul fixată în cuiele acestea de foc ale rugăciunii, cum a reușit până la urmă într-un mod excepțional pelerinul rus. Și pentru că nu poate face lucrul acesta, noi să-i dăm ceva să facă și ceva consistent, nu găunos, ca ea să se deprindă cu dulceața șederii în prezența înțelesurilor dumnezești. Și poate sta așa o oră, două, trei și încet, încet, obișnuindu-se, noi descoperim realmente o dulceață în a sta cu mintea în cele duhovnicești și nimic făcând altceva. Asta este un fel de activitate a cugetului. Încă nu e rugăciunea neîncetată a inimii, dar este un fel de stare rugătoare a cugetului care mereu stă deschis, ori uimindu-se de bunătatea lui Dumnezeu, ori înspăimântându-se de propriul lui rău și de propria failibilitate, propriul păcat al ființei personale, ori uimindu-se de bunătatea aproapelui, ori fiind furat de frumusețea unei virtuți, ori simțindu-se îngrijorat pentru viața lui care se pierde în patim și s-ar putea să fie aspru judecată. Are un tip de lucrare care este legat de Dumnezeu într-un fel sau altul. Și încet, încet, ea deprinde această sațietate a șederii în lucruri duhovnicești și a avea senzația că se hrănește cu lucruri serioase, consistente și nu mai are nevoie de spectacole și de entertainment și de toate celelalte. Știți unde se ajunge încet, încet? Când cineva începe să deprindă aceste înțelesuri duhovnicești și să descopere consistența lor, când privește entertainmentul sau spectacolul lumii, îl vede direct gol de conținuturi. Pentru că în spatele culorilor și a luminilor și a muzicii nu e nimic. Nu e nimic care să fie legat de ființa mea. Eu merg pe un stadion și mă bucur. Și bucuria mea e autentică. Dacă cineva vine cu o rezonanță magnetică nucleară și investigează activitatea cerebrală, eu sunt într-o stare de extaz. Așa este. Dar când am ieșit din stadion, nu pot lua nimic cu mine acasă. Și mâine sunt bun o oră.
și după acea oră în care mai rămân imprimat de bucuria de ieri, o iau de la capăt cu limitele mele, cu minusurile mele, tergiversând devenirea mea. Aici e diferența teribilă între bucuria duhovnicească pe care o dă creștinismul și bucuriile lumii acesteia. O bucurie care se naște din această lucrare a virtuților mă schimbă pe mine și eu sunt altul. Și cu cât meditez la aceste stări și cu cât mă îndrăgostesc mai mult de virtuți, reflectând la frumusețea lor, eu mă schimb. Și șansa este că mâine sunt mai bun. Și sursa bucuriei mele nu e în afară. Bucuria mea nu depinde de organizarea unui nou spectacol pe care îl aștept în configurare și tot anul trece greu până vine spectacolul și spectacolul trece foarte repede pentru că aș fi vrut să fie de două ori mai lung și după aceea toată viața devine mult mai grea pentru că concediul s-a terminat și începe iarăși munca. Nu. Bucuria mea în interioritatea mea. Și dacă arde toate cărțile din lume și am trei rugăciuni la care pot medita și două cuvinte pe care le-a spus Hristos, bucuria mea în mine însumi. Nimeni nu poate subruma acest izvor de bucurie și atunci sunt bucuros indiferent dacă am ce să mănânc sau nu, dacă lumea mă acceptă cum sunt sau nu, dacă oamenii mă stimează sau nu, pentru că bucuria mea în mine însumi. Ce fragilă este o persoană a cărei bucurie vine din stima pe care o dau alții. Ce vulnerabilă este. Repede poate să se tulbure dacă cineva întoarce spatele neținând cont de faptul că are un doctorat luat la Harvard, care e mult mai tare decât un doctorat luat la Călăraș. Da. E foarte riscant dacă avem surse de bucurie în afară. Ori, deprinderea aceasta cu interioritatea noastră în lucru este o chestiune de adâncime foarte mare. Și ăsta e începutul pe care ar trebui să-l avem. Adică să facem loc în zilele săptămânii și în viața de obișnuită a unor locuri în care ne retragem în noi înșine și ne luăm la întrebări. Ce am făcut bun, ce am făcut rău, judecându-ne din perspectiva unui text duhovnicesc. Asta e diferența teribilă între introspecția psihologică și judecata de sine a Sfinților Părinți. Introspecția este o coborâre în absolut în mine însumi, fără un indicator, iar reflecția de sine indicată în filocalie este condusă de un text care mă mustră, de un adevăr revelat care este absolut. Nu fac această coborâre și lectură de mine însumi într-un mod dezorganizat, fără axă. Și din cauza aceasta e un ajutor teribil pentru că e un mister extraordinar. Asta e o temă de reflexie nesfârșită în psihologie, natura conștiinței. Cine este acest eu care vorbește în mine și care organizează toate experiențele mele și care e prezent de fiecare dată în toate situațiile, chiar și atunci când eu nu sunt de acord cu ce fac, eu recunosc că faptele acelea sunt totuși ale mele și este o taină acest sine. Atunci când coborâm în noi înșine și suntem preocupați să ne vindecăm, trecem sub tăcere acest sine paradoxal și nu cădem în pericolul de a încerca să-l tematizăm. E teribilă gravitația aceasta a spiritului omenesc care, coborând în sine, a uitat să se vindece pentru că a rămas cu totul marcat de misterul propriului sine și încercând să-l adâncească ca să-l limpezească, a pierdut din vedere vindecarea ca atare. Ori în literatura patristică, părinții care au coborât în ei înșiși n-au fost preocupați de natura sinelui. Asta e o chestiune imposibil de lămurit. Pentru că omul este după chipul lui Dumnezeu și este apofatic. El nu poate fi cunoscut. Nici față de sine însuși el nu poate exersa această cunoaștere deplină. E bine, Thomas Spidlick, în prezentarea sistematică a spiritualității creștine, face această observație extraordinară. În creștinism, părinții bisericii n-au fost preocupați de esența sinelui, ci de despătimirea lui. Și toate efortul lor era pentru a se curăți, nu pentru a adânci care este natura acestui sine.
Dacă ar fi făcut această adâncire a naturii sinelui și să-i analizeze esența ca să-i vadă compartimentele, ar fi fost o întreprindere filozofică care nu mântuiește și care nu ajunge nicăieri, pentru că noi oricum suntem ființe apofatice care nu putem să ne înțelegem pe noi înșine de plin. Ar fi fost o întreprindere filozofică fără rezultat. Dar atunci când cineva dorește să se vindece pe sine, el este preocupat mai degrabă să facă curat în aceste încăperi al interiorității decât să surprindă întreaga arhitectura sinelui. Și lasă acest sine în subsolul problematicii, nu se preocupă de esența filozofică, ci vrea să se despătimească, de aici și putința oricărui om, indiferent de școală, de a ajunge bun duhovnicește. Că nu-i trebuie lectură filozofică, pentru că noi nu căutăm natura sinelui. Nu, îi trebuie doar porunci ca să se despătimească. Ei, ce se întâmplă în mod minunat în creștinism este că despătimirea începe să-mi descopere cine sunt. Și o descoperă în raport cu Dumnezeu, pentru că despătimindu-mă îl văd tot mai mult pe El, pentru că poruncile de la El le iau, nu iau porunci dintr-o religie străină, și urmându-L pe El prin porunci, la capătul poruncilor pe El îl descoper. Și prin El mă văd pe mine, pentru că eu sunt după chipul Lui făcut. Și fără să caute sinele, creștinismul ajunge să-L descopere mai abitir decât o fac filozofii, pentru că această descoperire de sine se face după despătimire. Adică după reorganizarea cognitivă, emoțională și senzorială, care face raporturi corecte cu oamenii, cu lucrurile și cu sinele, despătimindu-mă de toate și făcându-mă deschis la această lumină dumnezească care vine în cei curățiți. Și în această lumină încep să văd cine sunt. Și îmi dau seama că nu sunt nimic decât în măsura în care mă umplu de Cel ce m-a dăruit cu toate acestea. Până la urmă, toate se regăsesc în această supraveghere de sine în raport cu un text care să mă călăuzească. Și atunci poate că e bine să citim, da? Să nu fiu agnostic, e bine să avem lecturi, dar să facem o distinție între cărțile pe care vrem să le aplicăm în viața noastră, să ne luăm una sau două, pe care să le urmărim cu mare atenție, și restul lecturilor de unde ne înzestrăm sufletul, știu, cu gânduri nobile, că și lucrul acesta ajută. Gândurile nobile întăresc voința, dar voința se exersează cu adevărat în faptă. Și atunci e foarte bine din când în când să ne supraveghem pe noi înșine ca să nu avem impresia că devenirea noastră se realizează prin setea de cultivare a spiritului, ci prin făptuirea propriu-zisă. Cum să intrăm în comuniune cu oamenii și cum să intrăm în profunzimi cu oamenii fără a deveni vulnerabili? Este o carte a unui medic din Orniș, îi spune Dragoste și Supraviețuire, și el constată acolo că vulnerabilitatea are mai multe înțelesuri. Și că noi, de fapt, ar trebui să căutăm relațiile intime. În limbajul psihologic, intimitatea în relație înseamnă capacitatea mea de a vorbi despre minusurile mele. Dacă am parte de astfel de relații, eu mă vulnerabilizez. Eu încep să vorbesc despre minusurile pe care le am, despre păcatele cu care lupt, despre finitudinea mea, despre lipsa mea de desăvârșire, și lucrul acesta provoacă traume la început, dar se constată din experiența medicală că acest gen de relații intime, care presupune capacitatea de a spune și lucrurile care ne deranjează la noi, sunt cu efecte terapeutice pe termen lung. Sunt multe situații în medicină când în situații de convalescență, după intervenții chirurgicale, spre exemplu, s-au făcut grupuri în care pacienții vorbeau despre suferința lor, despre limitele lor, despre faptul că nu mai rezistă, că nu mai pot, oferindu-se posibilitatea să plângă, să vorbească despre neputințele lor
și altora care n-au avut parte de o astfel de experiență, studiindu-se în comparație cele două grupuri, s-a constatat că mai repede s-au recuperat cei care au vorbit despre neputințele lor decât cei care n-au vorbit despre asta. Și în termen medical, acestea sunt relațiile intime, când noi vorbim cu prietenii noștri despre lucrurile pe care nu le-am realizat. În foarte multe situații noi vorbim cu prietenii despre ce am făcut și asta e terapeutic. Ne ajută să ne amintim momentele fericite din viață. Dar bine ar fi ca atunci când ne le amintim să avem în atenție faptul că ele s-au produs mai degrabă pentru bunătatea altora și pentru șansa pe care mi-a dat-o Dumnezeu decât pentru efortul meu. Pentru că riscăm, atunci când pomenim faptele bune, să ne subliniem importanța propriei noastre personalități, care a reușit prin eforturi să izbândească și să realizeze ceva. Genul ăsta de amintiri reușite și bune consolidează o stare de egoism și pune distanță între mine și cei care n-au realizări comparabile. Dar atunci când mă amintesc momentele fericite din viața mea, și mi-amintesc de alții care au contribuit la ele, asta crește în mine o stare de recunoștință, de îndatorare, și îndatorarea aceasta mă face să mă simt dator cumva să fac și eu altora ce mi s-a făcut mie. Și atunci când ne amintim situațiile dureroase din viața noastră și vorbim despre ele, despre limitările noastre, asta creează o stare terapeutică și ne ajută foarte mult. Și atunci, nu vulnerabilitatea aceasta este cea care trebuie evitată. O altă vulnerabilitate trebuie evitată, situația aceasta în care descoperim că cineva ne ajută prin prezența lui și începem să căutăm această relație pentru că avem nevoie de urechi, pentru care suntem foarte bucuroși, pentru că ele aud plânsul nostru. Și genul acesta de relație pare mult mai vulnerabil. Aici sunt foarte mulți sfinți părinți care vorbesc despre asta. Să nu te însoțești cu omul care nu iubește straja, a zis un părinte filocalic. Să cauți să te însoțești cu omul care iubește straja. Atunci când ne însoțim cu oamenii care vorbesc mult, gâlcevitor, în două minute, au făcut o radiografie cu toate păcatele colegilor pe care ei le-au făcut în ultimii 30 de ani de când sunt la serviciu. N-au stat decât 5 minute de vorbă. Mă duc acasă o săptămână, trebuie să mă lupt cu ce mi-a spus. Unele lucruri nici nu-mi vine să le cred. Și atât de bine sunt explicate și de argumentate, încât a doua zi când vin la serviciu am parte numai de monștri în jurul meu. Oamenii aceștia nu iubesc pacea, nu iubesc straja și e periculos. Părinții nu spun să-i evităm, atenție, sau să-i disprețuim. Nu, a spus să nu ne însoțim cu ei. Că dacă ei vin, facem dragoste, îi ajutăm în ce ne spun să facem, dar după aceea nu căutăm să ne însoțim cu ei, pentru că asta ne-ar putea tulbura. Deci există mai multe înțelesuri ale acestei vulnerabilități. Și unele vulnerabilități ne ajută. Sunt Apostol Pavel și, în general, apostolii și sfinții, când vorbeau despre ei înșiși, pomeneau păcatele cu care ei se luptă. Astăzi lucrul acesta ar produce traume în urechea elevată a publicului, care se întâlnește numai cu discursuri de o retorică impecabilă, cu o elocință ieșită din comun. Când cineva vine și vorbește despre propriile lui limitări, publicul spune că bravează sau este o smerenie exagerată. Dar în realitate, măcar câțiva prieteni să avem cu care să vorbim despre limitările noastre, despre minusurile noastre. Ele vor fi mai proaspete în atenția noastră, vom fi mai conștienți de asta și să știți că în spatele acestei negări a desăvârșirii noastre ajungem să dobândim sau să descoperim o rădăcină foarte adâncă a smereniei. Lucrul acesta îl surprinde extraordinar Sfântul Simeon Noul Teolog în discursul catehetic, într-un loc în care face decriptarea fericirilor. Vorbește despre fericiri și spune de ce prima fericire este acelora care sunt săraci cu Duhul. Sunt cei săraci cu Duhul, sunt cei care constată că n-au nimic.
atunci când constată că n-au nimic, ei de fapt constată că au împărăția cerurilor. E un lucru paradoxal aici. De ce cei care constată că n-au nimic ajung să dobândească împărăția cerurilor? De fapt, atunci când un om constată că n-are nimic, de fapt constată că tot ce are e perisabil și că lucrurile acestea ale lumii care par să fie ale mele, nu sunt ale mele, întrucât în moartea mea nu le pot lua și pe ele. Și ajung să constat că n-am nimic. Acesta este cel sărac, care n-are nimic. Și ajunge ca el să fie vrednic de împărăția lui Dumnezeu, pentru că depășind aceste lucruri care sunt perisabile, el ajunge să descopere că are deja în sine darul vieții, darul cunoașterii și putința de a deveni Dumnezeu, care sunt lucruri care întruchipează chemarea lui pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar având ochi și simțuri pentru lucrurile perisabile, el nu le poate vedea pe celelalte. Numai atunci când vede perisabilitatea celor trecătoare, el își dă seama că cele netrecătoare sunt cu adevărat posedate de acest spirit, adică viața, cunoașterea, putința de a cunoaște drumul către Dumnezeu și șansa îndumnezeirii mele prin Sfintele Taine care îmi sunt rânduite și accesul la cuvintele pe care însuși Dumnezeu le-a spus pentru mine. Acestea sunt cele pe care le avem cu adevărat, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu lucrurile acestea vor rămâne. Și cunoașterea și adevărul despre Dumnezeu și întâlnirea cu El. Și după ce decriptează fericirile, ajunge într-un loc în care vorbește despre fericiți cei ce plâng. Și după ce vorbește despre cei ce plâng, e interesant. Pentru că e foarte important abordarea Sfinților Părinți. Sfinții Părinți, când iau o lucrare, o abordează existențial. Vedeți, asta este meteahna teologiei contemporane, care a parcat toată reflectarea ei în exegeză și hermeneutică. Noi luăm cuvintele, vedem ce înțeles are în greacă, vedem ce înțeles avea la Aristotel, propunem două interpretări, facem exegeză. Este o teologie erudită, dar nu ajută la viața concretă. Sfântul Simeon Nou Teolog ia această fericire și își pune lucruri foarte concrete. Dacă o persoană a ajuns să fie sărac cu Duhul și se constate perisabilitatea lucrurilor acestora și să ajungă să aibă în sine împărăția lui Dumnezeu, de ce s-ar apuca de plâns atunci? N-are nicio logică. Deci după ce te umple de împărăția lui Dumnezeu, că așa spune prima fericire, fericiți cei săraci cu Duhul, ca acelora este împărăția lui Dumnezeu, după aceea spune fericiți cei ce plâng. N-are nicio logică. Adică întâi am dobândit împărăția lui Dumnezeu și după aia ne apucăm de plâns. Ce treabă e asta? Și el întreabă, pentru ce ar mai plânge cineva care are împărăția lui Dumnezeu în sine, de vreme ce el s-a îndepărtat de toate lucrurile acestea? Au nu spune spiritualitatea că noi de aia plângem că suntem prea atașați de lucruri? Păi iată că acesta s-a detașat de toate, s-a umplut în el însuși cu împărăția lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu poate să-i o ia, de ce s-ar mai apuca de plâns? O să vă spun răspunsul, dar uitați-vă cum pun întrebări. Deci eu o iau așa în sensul că Hristos, când a vorbit despre fericiri, chiar l-a luat într-o ordine. Adică nu lăsa așa, a zis el niște fericiri și noi le luăm oricum. Nu, nu, sunt într-o ordine. Și atunci omul dornicesc să spune care e legătura dintre prima și a doua. Pe a doua trebuie să urmeze pe prima, deci ceva trebuie să fie, la mijloc. Vedeți cum a luat-o existențială, adică spune, Doamne, eu iau tot ce spui ca drum, ca trepte, eu calc pe el, eu vreau să ajung sus. Ce mi-ai spus tu sunt niște trepte pe care eu urc. Nu e o părută, rostire, listare a unor chestiuni pe care le interpretează fiecare cum vrea. Nu sunt niște lucruri foarte concrete pe care tu mi le ceri. Și ce spune la fericiți cei ce plâng, zice? Atunci când cineva descoperă în sine împărăția lui Dumnezeu, își dă seama cât este el de nevrednic să o primească, cât e de mic, cât de puține lucruri face pentru Dumnezeu. Ce nevrednic este prin toate păcatele pe care le face cu plăcere și cu bucurie uneori, o bucurie străină, de a fi vrednic să primească măcar să întrevadă această împărăție a lui Dumnezeu în sine. Și atunci se apucă de plâns. De fapt, se plânge pe sine și condiția lui căzută, văzând ce frumusețe îi este hărăzită și cât este de nevrednic pentru ea. Și acum vine surpriza.
După fericiți cei ce plâng, vine fericiți cei blânzi. Între ele este o fericire care vorbește despre, la Sfântul Simeon Nou Teolog, chestiunea aceasta este foarte atentă, pentru că atunci când cineva leapă de lumea, ajunge să dobândească împărăția lui Dumnezeu și se urmărește cuvântul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu ca el să o împlinească într-un mod deplin, plânsul acesta este unit cu facerea poruncilor și după aceea, spune Sfântul Simeon Nou Teolog, foarte important, cei ce plâng îndelung în ei înșiși sting irascibilitatea și ajung să fie blânzi. De asta fericiți cei ce plâng, urmează fericiți cei ce sunt săraci cu Duhul, ca acelora este împărăția cerurilor, și după ce cineva plânge, ajunge să fie blând. Plânsul interior stinge irascibilitatea, spune Sfântul Simeon Nou Teolog, și persoana ajunge să fie blândă. Vedeți, blândețea nu este rezultatul unui autocontrol. Când în mine este un vulcan și eu îmi cenzurez toate mișcările sufletului ca la suprafață să pară imperturbabil. Blândețea în creștinism este rezultatul unui plâns interior. Persoana respectivă ajunge să nu mai creadă în ea însăși, să nu se mai bizuie pe ea însăși, să-și dea seama că de fapt tot ce are întrânsa ca porniri sunt porniri pătimașe și că de fapt se înșeală pe ea însăși de multe ori și nu mai crede sieși deloc. Și atunci ajunge să fie însetată de dreptatea lui Dumnezeu sau însetată după dreptatea lui Dumnezeu, spune Sfântul Simeon Nou Teologul, ca și cum ar spune: Doamne, nu mai cred în mine, nu mai cred în înțelepciunea mea, în deșteptăciunea mea, ajută-mă, nu mai am pe ce să pun mâna care per sigur al vieții mele, dă-mi o lege după care să mă țin și care să mă salveze de propriile mele slăbiciuni. De aceea ajunge să fie însetat după dreptatea lui Dumnezeu, care este următoarea fericire. Vedeți, deci este o versiune foarte existențială a fericirilor. Deci blândețea este una care vine din plânsul interior. Plânsul interior este foarte mult ajutat de capacitatea noastră de a fi sinceri și de a vorbi despre neputințele noastre. Dacă noi plângem adesea despre ele și în legătură cu ele și le conștientizăm, ne va fi și ușor să vorbim despre ele atunci când suntem cu prietenii noștri apropiați. Faceți-vă o radiografie a relațiilor pe care le aveți și vedeți dacă aveți prieteni cu care vorbiți cu ușurință despre minusurile pe care le aveți. Pentru că abia aceea este o relație terapeutică. Dacă avem doar prieteni care ne laudă, atunci s-ar putea ca tocmai acesta să fie motivul pentru care noi îi ținem prieteni. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că există două feluri de iubire, o iubire vrednică și o iubire nevrednică. Iubirea vrednică și cuvincioasă este aceea a omului pentru Dumnezeu și iubirea nevrednică este a celor care iubesc banii și atunci iubesc pe cei care au bani, iubesc puterea și atunci iubesc pe cei care au putere și iubesc plăcerea și atunci iubesc toate lucrurile care dau plăcere. E foarte importantă intimitatea aceasta, capacitatea noastră de a vorbi despre minusurile noastre. Iar asta nu este o vulnerabilitate, este șansa unei radiografii corecte asupra sinelui nostru. Numai din momentul acesta începe o vindecare. Dacă un medic nu poate să pună un diagnostic corect și nu vede toate efectele pe care le are boala și stadiul ei autentic, el nu poate să execute un tratament serios. Deci și aici, dacă nu conștientizăm minusurile noastre și nu vorbim despre ele, e foarte greu să ne vindecăm pur și simplu. Pentru că trebuie să luptăm, de fapt, cu niște traume sau niște răni pe care, dacă nu le conștientizăm, ne va fi foarte greu să le învingem. Mai aveți întrebări? Ca de fiecare dată când vă ascult, e o bucurie în sensul celor despre care ați vorbit și în același timp, evident, e și frustrarea dată de lipsa de timp, care niciodată nu este suficient. Ce aș vrea să spun, cumva în contradicție cu ce a spus doamna, eu în
spusele dumneavoastră. M-am bucurat mai puțin de răspunsurile pe care le-ați dat. Doamna spunea că nu mai are ce să întrebe. I-ați răspuns la toate întrebările. Mie mi se pare că este exact pe dos. Fiecare cuvânt pe care l-ați spus generează o mare de întrebări și este o poartă deschisă spre meditație, spre dialog, spre alte întrebări și așa mai departe. Aș vrea numai două lucruri să remarc. Întâi aș face o mică digresiune. Un gânditor necreștin contemporan a spus, și se regăsesc în spusele astea, aproape tot ce a spus dumneavoastră, haosul zilelor noastre este dat de faptul că în loc să iubim oamenii și să utilizăm lucrurile, iubim lucrurile și utilizăm oamenii. Ceea ce se întâmplă în viața asta, care încearcă să dea măcar o aparență de spiritualitate, este căderea permanentă într-un formalism distrugător. Practică masiv în tot ce înseamnă canale mass media, dar nu numai. Credeți că este o formă, să zicem, de prostie? Nu-i duce capul la mai mult? Sau este, chiar dacă asta asemenea teoria conspirației, cineva dorește ca omul să coboare din starea de ființă creată de Dumnezeu în cea de robot creat de alți oameni? Aici sunt mai multe răspunsuri. O privire duhovnicească nu își pierde niciodată nădejdea că Dumnezeu lucrează și aici, că fiecare persoană care este pierdută astăzi, mâine ar putea să fie mai sus decât noi dacă prin pocăință ea se schimbă. Și pocăința aceasta foarte puternică au dovedit-o Maria Egipteanca sau Sfântul Apostol Pavel, care s-au schimbat foarte puternic, ajungând să depășească pe cei care dinaintea lor erau în prezența lui Dumnezeu. Deci, cumva, duhovnicești ar trebui să nu zăbovim foarte mult la relele lumii, poate să stăm să înțelegem condiția noastră și, ca să nu facem o anatomie a răului, să ne grăbim să facem această disecție a răului în noi înșine, ca să vedem ce din lume ne-a fixat deja unele obișnuințe, ca să le scoatem și să ne îndreptăm toate putințele noastre spre această transformare de sine. Pentru că atâta putem face în lumea aceasta, singurul teritoriu, singurul tărâm care ne este cu adevărat în grijă și pe care putem să facem ceva, este propria noastră ființă. Nici aici nu putem schimba mare lucru, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu reușim să ne șlefuim într-un fel sau altul. De aceea, cu atât mai puțin, putem schimba ceva din lumea aceasta, din afara noastră. Principiul acesta al creștinismului, care pune în centru despătimirea și propria sfințire a vieții, și din aceasta să se repercuteze binele asupra celorlalți, e foarte corect și e singurul care ar putea să ne călăuzească. De-aia s-a mai spus de multe ori că în creștinismul răsăritan revoluția este interioară, nu este exterioară, nu este socială, este personală. Nu este o izbândă asupra răului politic sau societal, ci este o izbândă asupra răului personal, asupra patimilor personale. Și atunci, dacă ne orientăm mai mult spre noi înșine, vom avea și mai multă liniște. Pentru că o atenție prea mare asupra mersului lumii ori ne îngrijorează, ori ne șochează, ori ne duce la deznădejde, uitându-ne la cât de multe rele se întâmplă, cred că mai folosiți am fi dacă am urmărit postura rugătorului, care se roagă mult și care speră și crede că Dumnezeu n-a părăsit lumea aceasta și lucrează în continuare iubind pe păcătoși mai mult decât putem noi să iubim pe sfinți. Și ne-am liniștit într-un fel cu privire la lume, și asta nu pentru că nu ne interesează lumea, ci pentru că puținele noastre energie ar trebui să se îndrepte spre noi înșine.
că pe de altă parte există epoci și epoci. Dacă o luăm într-o lectură antropologiei culturale, să spunem, acum trăim într-un ev în care economizarea vieții este caracteristica de bază. În perioada Antichității grecești, spre exemplu, era o preocupare foarte intensă pentru politica cetății sau pentru metafizică. În perioada Imperiului Roman, era o preocupare foarte intensă pentru cultura juridică și administrativă și pentru cuceririle teritoriale. În epoca industrială, lumea era preocupată de modul în care descoperirile științifice pot fi multiplicate și aduse în stare de tehnologii la nivelul societății ca să schimbe lumea. În perioada aceasta, preocuparea este pentru profit. Aceasta spun sociologii culturii și antropologii. Este o economizare a vieții. Totul se judecă în termeni de profit și costuri. Și atunci nu se fac emisiuni educative, pentru că nu fac rating. Se fac spectacole senzoriale și oferte intense de consum, pentru că astea aduc profit. Psihologia este folosită pentru neuromarketing, pentru că asta face bani. Și economizarea vieții a dus la acest mod de viață. Sociologia vorbește despre absența codurilor de sens. Absența codurilor de sens înseamnă, de fapt, că lumea nu mai este preocupată de sens, de sensul vieții. Nu mai caută nici măcar filozofia. Vedeți, nu este doar o secularizare în sensul unei îndepărtări a omului de Dumnezeu. Este o îndepărtare a omului de sensul vieții, care duce până la urmă la o desconsiderare a spiritualității. Dacă am fi trăit într-o lume în care oamenii să se fi îndepărtat de Dumnezeu, dar să rămână preocupați de sens, încă mai era o șansă ca lumea să se spiritualizeze, pentru că prin nevoia de sens ajungeau să vadă că nicio filozofie nu îmi poate împlini nevoia mea de sens și că mai mare decât Socrate sau decât Platon este Hristos. Pentru că atunci când vreau să mă întâlnesc cu Platon, mă întâlnesc cu el prin opera lui și opera lui poartă o parte din gândurile lui și din preocupările lui și din înțelepciunea lui, și atât cât a putut el să pună în cuvintele operei lui, atâta mă pot întâlni și eu cu dânsul. Dar aceste cuvinte ale lui Platon care mi-au rămas de la dânsul sunt neputincioase și eu le pot interpreta într-un fel sau în altul, și Platon nu e aici să-mi spună cum să le interpretez, pentru că spiritul lui nu mai este prezent. Hristos este prezent și mi se dă întreg în Euharistie. Prezența lui e diferită de prezența lui Platon. El mă umple pe mine. Eu m-am botezat în el. El e fratele meu. Avem o înrudire spirituală pentru că eu m-am îmbrăcat cu dânsul. Și el mă hrănește ca Euharistie și pătrunde din interioritatea mea. Cu Platon nu mă pot împărtăși. Și cineva care caută sens în filozofie ajunge să-l descopere în Hristos. Dar problema astăzi este că omul nu mai caută sensuri. Și dacă nu mai caută sensuri, drumul pentru el către biserică sau către Dumnezeu e și mai lung. Și în absența codurilor de sens, de fapt, antropologia vede, de fapt, o preocupare a omului pentru altceva. De fapt, ce a înlocuit sensul? Profitul este cumva ținta foarte multor eforturi. Progresul bunăstării, cunoștințele de tip cognitiv, puterea, sunt chestiuni care sunt extrem de concrete și care cumva înlocuiesc vechea problemă a sensului. Deci, eu evit să vorbesc despre o situație de conspirativă, să spun, în care foarte multe putere, aș analiza lucid chestiunea aceasta și geopolitic, puteri foarte mari sunt imposibil de adus la același punct comun, sunt foarte multe interese pe fiecare meridian al globului, în fiecare continent există mari puteri care au propriile lor interese, a avea cu toții același interes ar fi foarte greu de judecat, dar există ceva ce îi unește pe toți. Supremația economică, bunăstarea, consolidarea acestei stări de bine și de profit. Ori aici, într-adevăr, avem parte de ceea ce spun sociologii de economizarea vieții. E foarte greu într-o societate care pune mult accent pe profit, cărțile se mai facă cu ochiul sau să fie interesante. Gabriel Liceanu nu și-a interzis să vorbește despre lucrul acesta.
metafizica nu face, nu are succes la piață. Așa este, nu are succes la piață, sensul nu are succes la piață. Persoane sau societăți preocupate de sens nu ies la cumpărături, nu umplu stadioanele la spectacole. Un om filozof, metafizician, interesat de abisuri, este o persoană foarte greu de cucerit în termeni senzoriali. Și din punctul acesta de vedere așa este. Dar e și foarte greu să fii filozof atâta timp cât ai atât de multe plăceri și atât de diverse oferte de entertainment sau de industria divertismentului pe care societatea le oferă. Și tinerii astăzi se poate observa și foarte mulți din spațiul universitar constată asta, avem parte de studenți care citesc din ce în ce mai puțin, pentru că sunt studenți care au privit tot mai mult. Este o cultură a lui Homo Videns, care privește și care nu citește. Și învățându-se să progreseze prin ce privește, ajunge să citească foarte puțin. Ori sensurile sunt mai greu de pus în filme și oricum ele nu umplu cinematografele. Filmele de blockbuster sunt de cu tot o altă factură. Deci cred că economizarea vieții aduce genul acesta de lume. Și astăzi chiar unii cu bune intenții spun că inclusiv adevărul ar trebui ajustat, marketat un pic. Adică dacă am face o campanie publicitară a lui Hristos, oare n-am avea bisericile mai pline? E foarte riscant asta. Pentru că revoluția interioară e una care se produce altfel. Și mai întâi trebuie să căutăm binele și după aceea vom vedea că el este frumos. Asta este parcursul etic recomandat de filozofie. Să nu căutăm frumosul mai întâi. Pentru că există foarte multe lucruri care au aparența frumosului, dar că n-au conținutul binelui. Dar dacă vom căuta cele bune, ne spune Platon, frumosul îl vom găsi acolo. Deci binele ar trebui căutat. Deci vedeți, prima judecată asupra lumii este de ordin moral, nu de ordin estetic. Ori într-o cultură economizată în care marketingul are foarte multe decizii luate deja pentru noi, dominanța estetică e mai mare decât cea morală. Câte firme nu fac reclame publicitare la lucruri care sunt pe jumătate adevărate? S-au epuizat adjectivele maximale ale lexiconului românesc. Nu mai avem cuvinte, ne trebuie lucruri excepționale, depășit. Cool, e mort deja. Ne trebuie super cool, o să moară și asta, o să avem nevoie de hiper, de giga cool. O să ajungem să inventăm cuvinte pentru ce? Pentru detergenți, pentru mașini de spălat? Am înnebunit. În acest hiper pe care filozofii greci îl foloseau pentru realități care sunt mai presus de lumea aceasta. Noi consumăm cuvintele și conținuturile inteligibile pentru realități sensibile. Asta înseamnă că inclusiv limbajul nu ne mai ridică. În trecut prin limbaj ne ridicam. De asta poeții în semn de protest așează cuvintele oricum. Protestează prin poezia aceasta desecătuirea de seva a cuvântului care este pus să slujească lucrurilor, să vândă cuptoare cu microunde și telefoane mobile. Și atunci când vrem să folosim cuvintele pentru realități mai înalte, cuvintele înseși, abuzate, ne coboară. Și nu mai putem să ne ridicăm nici prin ele. De asta poate că ar trebui să imaginăm un protest al tăcerii în care să nu mai vorbim, un protest în care să nu mai deschidem televizorul, să facem ceva ca să dăm o notă critică acestei culturi. Deci, cred că economizarea vieții e o chestiune care stă în spatele acestei culturi fără coduri de sens și situația aceasta este una care abia începe, pentru că noi trăim într-un spațiu european unde lucrurile sunt la început. Iar Europa, în structura ei, are printre ținte realizarea unei piețe suficient de mari ca să poată să stabilească un cuprins care să dea stabilitate monedei euro. Și suntem deja în miezul acestei culturi. Dar nici aici nu-i războiul pierdut, pentru că spiritualitatea are întotdeauna posibilitatea de a descoperi lumini noi. Și e foarte interesant cum persoana duhovnicească care crește în lumina interioară și își despătimește simțurile, ajunge să aibă bucurie tot mai mare în această lume tot mai întunecată. E foarte interesant asta. Cu cât creștem în viața duhovnicească, crește și lumina pe care o vedem în jur. Într-o lume în care
pentru un ochi sociologic sau de tip contabil care evidențiază cel mai mult sau ține contabilitatea acestor eșecuri ale lumii, situația e din ce în ce mai dezastroasă. Omul duhovnicesc, care se roagă tot mai mult, crește în lumina interioară și, paradoxal, vede și în jur tot mai multe lumini dumnezeiești. Și cred că asta e perspectiva pe care ar trebui să o avem. Am văzut și eu, am avut șansa să aud interpretări duhovnicești care vorbesc însăși de menirea pe care noi, ca ortodoxi, o avem în acest concept de culturi europene, dând, poate aducând, o parte din sensul pe care Europa l-a pierdut prin propria noastră mărturie, dând în același timp un semnal că a fi ortodox înseamnă a fi și ancorat în cultura momentului, dar a fi și foarte critic cu ea, a folosi toate descoperirile științifice ca să dai mai multă slavă lui Dumnezeu și să ajuți pe semeni, și a folosi bunăstarea în a fi, a dezvolta comportamente și acțiuni caritative. Deci putem fi și ancorați în realitate și eu cred că asta e mărturia pe care trebuie să o dăm. În rest, orice analize care vorbește despre rătăcirile celorlalți nu ne ajută deloc. Din două motive. Dacă începem să facem așa ceva, nu avem determinat. E o realitate care poate să ne însoțească ani de zile, la câte forme de cădere există astăzi. Și în al doilea rând, pierdem timp pentru că am putea să lucrăm pentru noi înșine, într-un fel. Mai sunt întrebări? Trebuie să vă mărturisesc că cuvântul Părintelui mi-a umplut inima și primul lucru pe care aș vrea acum să-l fac ar fi să fug repede acasă, să mă ascund într-un colț și să meditez la tot ceea ce am auzit astăzi aici. Implicați că poate mai vor să cumpere cărți. Iar urmarea acestui cuvânt în inima mea a fost nevoia de a mă ruga. Așa că o să îndrăznesc să vă rog și pe dumneavoastră să-i mulțumim Maicii Domnului pentru că a îngăduit și a lăsnit să avem o asemenea întâlnire în această seară. Mulțumim încă o dată, Părinte. Mulțumesc și eu și vă îndemn tot așa să vă luați o carte călăuză și să vă îndrăgostiți de făptuire. E forma cea mai directă de a schimba ceva în viața noastră. Și încet, încet o să vedem că o carte are resurse pentru câțiva ani. Nu mai cere încă una să fie citită, ci una și bună. Știu un episcop român din străinătate care are o filocalie pe care a citit-o foarte mult timp și o citește și acum filocalia 11, Vărsanul Fi și Ioan. A și tradus din ea, a vrut să-și dea doctoratul, până la urmă n-a mai desusținut doctoratul, dar iubește atât de mult cartea asta încât o citește de vreo 15-20 de ani în continuu. Vă invit să explorați lectura și să ajungeți să descoperiți o carte, Cartea Vieții, Sfântul care mă călăuzește. Și cuvintele lui să le iau și să încep să fac și eu ceva în viața mea în mod practic, să mă îndrăgostesc de o virtuție cum este tăcerea și să încep să caut cuvinte despre tăcere sau despre smerita cugetare sau despre fericita întristare și să caut aceasta și să încep să lucrez aceasta, pentru că numai repetiția într-o anumită direcție dezvoltă o anumită competență. Nu putem cultiva toate virtuțile odată. Să ne luăm de una și să ne îndrăgostim de ea și să căutăm înțelesurile ei la toți părinții și să încet, încet, ținând de una, ajungem să avem abilitate de a o cultiva. Uitați-vă câte porunci sunt, câte fericiri sunt și câte virtuți sunt în creștini și nu le putem cultiva pe toate. Și atunci trebuie, prin explorarea aceasta a literaturii duhovnicești, fiecare să-și descopere pentru sine virtutea lui, de care sufletul lui este atașat. Pentru că e abia începutul aici. După aceea vom fi foarte provocați să găsim loc acestei virtuți în planul de comportamente și de situația de fiecare zile. Eu vreau să tac și să lucrez tăcerea, dar eu sunt profesor. Nu pot să lucrez tăcerea la curs. Și atunci cum cultiv eu tăcerea? Tăcerea mă ajută ca profesor, pentru că o să învăț să tac între propozițiile cheie
și să citesc în tăcerea elevilor mei neștiința sau mirarea și o să pot să prețuiesc oamenii care tac. De obicei profesorii prețuiesc pe cei care vorbesc. Și încet, încet, descoperindu-ne o virtute, începem mai întâi să ne îndrăgostim de ea și după aceea să fim cu febrilitate orientați spre a-i face loc în viața noastră. Și o să mai avem o etapă după aceea, pentru că o să vedem că încet, încet am descoperit un loc pentru tăcerea mea și pentru înfrânarea mea. Și tare înfrânat am mai fost în ultimele 3 luni. Dar de când a venit verișorul meu din Canada, am uitat de toate. Am stat până noaptea târziu și după 3 săptămâni, după ce a plecat de la mine, nici nu mai știu despre ce era vorba. O să vedem că încet, încet, nu numai că ne-am îndrăgostit și am găsit loc, dar suntem provocați să renunțăm, de fapt, de fiecare dată la ea, când ne întâlnim cu o situație nouă. Foarte greu facem loc unei virtuți și încet, încet îi găsim modul de a o cultiva și de a păstra legătura cu dânsa în toată diversitatea de situații ale zilei. Că e ușor pentru cineva să fie calm și liniștit dacă nu au venit copiii de la școală. În momentul în care vin copiii și sparg și 2 geamuri la intrare, toată starea interioară se dă peste cap. Provocarea va fi după aceea să găsim acest loc virtuții noastre în noi înșine și în fiecare zi, ca cultivând-o în fiecare din atelierele vieții noastre, ea încet încet să devină trăsătura ființei noastre. Să facă corp comun cu ființa noastră și să o avem cu noi înșine în permanență. De asta lucrarea e lungă și a ședea în experiența cognitivă a lecturii e prea puțin. Trebuie să facem această explorare, să descoperim un autor, să descoperim virtuți pe care el ne le recomandă, să luăm cu atenție modalitățile prin care el cultivă asta în viața lui și noi să încercăm să facem transferul în viața noastră. Și acest transfer durează, dar încet, încet descoperim asta și o să vedem că într-o zi, la serviciu, când avem un program foarte încărcat, faptul că de 2 ori mi-am amintit câtă pace și liniște îmi dă gândul că Dumnezeu este cu noi și ne ajută în toate și e mai bun decât bunătatea mea și mai bun și decât răutatea mea și că mă iartă și pregătit să mă ajute de fiecare dată. Faptul că în ultimele 2 săptămâni m-am gândit la asta mi-a dat șansa ca în timpul programului meu să-mi aduc aminte de 2 ori pentru câteva secunde de asta și fără ca cei din jur să știe, am un izvor de putere și de bucurie din care mă alimentez. Și nimeni nu știe de ce, astăzi am fost mai bun ca ieri. De fapt, eu în mine mi-am amintit înțelesuri pe care le-am citit undeva și pe care le-am descoperit în trecut că sunt extraordinare și din greșeală aproape. Astăzi mi-am amintit de ele și mi-am dat seama că multe din lucrurile care altădată mă biruiau sunt de fapt trecătoare și că mult mai mare este bunătatea lui Dumnezeu. Și încet, încet descoperim forma aceasta de a ne hrăni interior de lucruri care sunt acolo în permanență, de fapt. Noi doar trebuie să le vedem. Și mintea noastră, dacă și le amintește de mai multe ori, ajunge să fie sensibilă la ele. În felul acesta putem să mergem mai departe. De asta, descoperiți repede ceva care să vă îndemne să faceți și apucați-vă să făptuiți ca să depășim etapa aceasta a civilizației care vorbește despre, în loc să trăiască realitățile respective. Mulțumesc.